Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor. Eu sunt Doru Crăciunar, împreună suntem la episodul cu numărul 157 din colecția Pontul Nostru. Iar trebuie să spun un adevăr, cea mai urmărită emisiune de pariuri sportive din România. Păi și o simplă întrebare din partea mea pentru voi. Păi nu e așa? Spuneți-mi mie o altă emisiune de pariuri sportive din România care să aibă o audiență mai mare decât a noastră. Noi spunem asta pentru că muncim zi lumină, zi lumină de ne ies cearcănele, sunt mai mari decât capul și până la urmă trebuie să fim mândri de acest lucru. Vin meciurile echipelor de club peste noi. Am scăpat de cupele europene, suntem teferi și ne bucurăm de aceste meciuri care se mai joacă în cele mai importante competiții de fotbal din Europa până în 20 noiembrie, că pe urmă vine campionatul mondial și va fi extrem, extrem de greu. Apropo de asta, atenție, poate, eu cred că în subconștientul unor jucători de tale mondială, lucrurile stau în felul următor. Bă, nu poți să-mi rup picioarele pe ultimele 15 zile ca să pierd campionatul mondial. Poate că va conta și acest lucru în scenariul unor meciuri. Să spunem că poate, nu știu, jucători de mare clasă nu vor trage la capacitate maximă. Fraților, vreau să vă spun în felul următor. Dacă aveți poate vreo întrebare la care eu nu vă răspund pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, lăsați aici întrebarea voastră în comentarii, da, la episodul cu numărul 157, pentru că îmi scrie foarte, foarte multă lume. Dacă aveți vreo recomandare, aveți vreun pont, aveți vreun bilet, aveți vreun semn de întrebare, scrieți-ne aici pe YouTube, pentru că ne e mult mai ușor să ne uităm prin mesajele voastre, întrebările voastre și aveți toate șansele să vă răspundem. Dacă sunteți de acord cu munca noastră, vă place ceea ce facem noi aici, dați like, fraților, apăsați butonul de like cu putere și abonați-vă la canalul de YouTube Pontul Nostru. Iar pe Telegram, zilnic, aveți în comentarii grupul nostru de Telegram, intrare gratis, nimeni de 10 ani n-a plătit absolut nimic. Ne găsiți și pe Telegram, pe Facebook și pe Instagram. Vreau să vă mai spun că marți seara, pe live-ul de marți seara, 3500 de lei am făcut. Wow! Și am oferit și un free bet de 15 lei pentru cei care urmăresc emisiunea, exclusiv în colaborare cu lasvegas.ro. Și apropo de asta, am dat 15 lei, atenție, pe scor corect, la meciul dintre Bayern și Inter. Eu vă spun că l-au jucat sute de persoane. Deci sute de persoane au luat acel fribe de 15 lei. Și au fost zeci și zeci de persoane care au nimerit scorul de 2-0. Cum e cazul lui Alexandru Stanca. Ne-a și mulțumit Alex și iată că îi prezentăm biletul. Alex, știm că te-am făcut cu 90 de lei în cont. Practic ți-am făcut 500 cu 90 de lei în cont. Că ai jucat 15 lei pe cotă 7-2-0, da, scor coleg la Inter cu la Bayern cu Inter. Ai luat banii 90 de lei pentru că ți s-a scăzut valoarea freebet-ului pentru cârcotaș. Ai luat banii. În cazul lui au fost foarte mulți jucători pentru că s-au dat premii de câteva mii de lei bune de pe urma acestui fribe de 15 lei și în următoarele live-uri pe care le țin pe canalul de YouTube Doru Crăciun în parteneriat cu lasvegas.ro vă mai oferi freebet-uri. Acum, Bogdan Pestea a trimis un bilet genial pe Champions League, cum îmi place mie să spun în ultima perioadă, bineînțeles fiind ironic. Ia uitați, oameni buni, toate cele 8 meciuri de marți seara, Bogdanela nostru le-a lovit la țintă și din 50 de lei a făcut 9631 de lei. Bă, combinația perfectă, ceas elvețian. Porto Atletico GG, să trăiască Atletico, gol marcat la ultima fază. Leverkusen Bruj X pauză sau final, Liverpool X pauză sau final, a prins X-ul la pauză, 2 la Ajax, sub 3,5 la Bayer, peste 2,5 la Pilsen, PSF 1 la Sporting, GG la Marseille. Asta a fost combinația, fraților, care vă putea duce către o cotă câștigătoare de 175. Bogdan a bifat-o și a luat 9600 de lei, aproape 2000 de euro câștigați cu doar 10 euro. Senzațional, Bogdane, felicitările noastre. Un alt bilet fabulos jucat pe terminalul Betoan pe care am zis, bă, neapărat trebuie să-l prezint oamenilor. La fel, o cotă genială,
pe care s-a încasat 11.800 de lei. 8 evenimente, din nou toate meciurile din UEFA Champions League. Aici avem o cotă totală de 84, atenție, ori 150 de lei, 11.800 de lei. S-a jucat Leverkusen Bruges, rezultat final X pe live, da? Cotă 2. Că biletul a fost pus la ora 21:10. A jucat X pe live la Leverkusen Bruges, sub 3,5 la Porto cu Atletico, 1 la Liverpool, senzațional ce scenariu pe Anfield, 2 la Tottenham, trăiască Højbjerg, golul din 94, 1 la Bayer, 2 la Barça, 2 la Ajax și 1 pauză sau final la Sporting, cotă 84. Cine a zis că n-au câștigat favoritele? Marți seara, ce frumos a fost. Și prăjitura săptămânii mi-a trimis-o un prieten, fratele meu Simi. A zis că un prieten de-a lui, mie nu mi-a venit să cred. A zis că, bă, oare chiar e real biletul? Eu așa ceva nu mi-a fost dat să văd în ultimele luni bune. 2 meciuri de pauză final, atenție ce vă spun. Și nu orice meciuri. Marseille, Tottenham și Sporting cu Frankfurt. Țineți-vă bine. Ambele pronosticuri, 1 pauză, 2 final. Și așa a fost. La Sporting Frankfurt, 1 pauză, 2 final. Și atenție, la Marseille, Tottenham, 1 pauză, 2 final, cu golul marcat de Højbjerg în ultimele 10 de secunde, scăpat pe contraatac, acel șut senzațional cu dreptul bară gol. Voi vă dați seama cum a trăit acest jucător, de ce spun asta? Pentru că a pus 50 de lei pe o cotă de 1225, a luat 61.000 de lei. Bă, 61.000 de lei, deci el îi mai trebuia să marcheze Tottenham un gol. Sporting îl prisese și mai stătea la Marseille cu Tottenham, era 1-1 și au scăpat, bă, ăia de la Spurs pe contraatac și Højbjerg a găsit sutul ăla genial și omul stătea așa și aștepta 61.000 de lei. Chiar m-aș zic, care dracu e reacția, bă, unui astfel de parior care prinde minutul 94, îi vine golul, prinde 2 meciuri de pauză final, 1 pauză, 2 final, cotă 35, cotă 35. Du-te, omule, și pune la loto, că sigur o să te lovească norocul. 61.000 de lei, 250 de lei. Fabulos, 600 de milioane, bă, oameni buni. Fabulos, 2 meciuri prinse, repet, în 1 pauză, 2 final. Ce scenariu mai frumos, cu gol marcat de Marseille în minutul 94. Colosa. Sunt pe plus, de o lună și ceva sunt pe plus, am bănuți în cont, stau bine, dar v-am zis, relax, 4.000-5.000 pe lună dacă faci e bine. Dacă ai 20.000 de lei în cont, nu trebuie să te lovești ca nebunul cu capul și să joci sume mari. De ce spun asta? Pentru că să începem așa, lejer, vineri seară, un bilet în cotă 2 și dacă am 20.000 de lei în cont, bani rezervați pentru pariuri. De ce să joc mai mulți bani? De ce nu m-ar mulțumi să-mi dubleze o investiție din 400 de lei să fac 800? Și haideți să vedeți vineri seara cum vreau să-mi dublez investiția. Și mă duc, fraților, puțin prin Bundesliga. Și am așa, un Gladbach-Stuttgart. Bă, două colecționare de goluri. 19 goluri încasate de Gladbach, din câte știu vreo 21 de Stuttgart. Gladbach a luat așa acasă, vreo 7 boabe în 7 goluri în 6 meciuri și Stuttgart are și ea vreo 12 boabe primite în deplasare. Eu cred că e meci de GG. Și atunci am zis că îl dau un peste 2,5 goluri la cotă 1,54. Și cum mulți dintre voi ați zis, dorule, mai stai cu ochii și pe Ligue 1 pe Franța, lucru pe care îl știam, meciuri pe goluri la foc automat. Ei bine, joacă Troacă, Oxer, un meci excelent pentru goluri, eu l-am jucat simplu, peste 1,5 goluri. Deci ne trebuie un Gladbach-Stuttgart 2-2, să spunem, l-am jucat simplu peste 2,5 și la Troacă, Oxer, peste 1,5 goluri. Trebuie goluri vineri seara. 400 de lei. În fiecare zi să-ți dublezi tu 400 de lei din pariu și la final de lună. Ești, dragă pariorule, extrem, extrem de fericit. Pe lângă biletul în cotă 2 pe vineri, am mai jucat ceva interesant în cotă 3. De data asta am jucat 300 de lei pe această cotă 3 pentru că mi-a plăcut biletul. Haideți să-l vi și arăt. Mă gândeam acest meci Girona cu Bilbao. Bă, n-are cum, bă, să bată gazdă. Bilbao, cred că în ultima etapă, cred că a câștigat cu 1-0 acasă.
cu Villarreal. Oricum, echipa lui Ernesto Valverde a venit după înfrângerea dezastroasă pe Camp Nou, nu pierde la Girona, l-am luat X2. Apoi Genk cu Charleroi, o adevărată nebunie, o colecție de goluri atunci când Genk joacă acasă, acum joacă cu Charleroi, peste 2,5 goluri în 49. Și am tras cu luneta în meciul din Olanda 2, Den Bosch cu De Graafschap, peste 2,5 goluri la cotă 1,60. Deci am două meciuri de goluri, Genk Charleroi și Den Bosch cu De Graafschap și Girona cu Bilbao X2. 3 meciuri în total, cotă 3 ori 300 de lei, înseamnă 915 lei. Toate biletele mele le găsiți în secțiunea Ponturile Zilei pe lasvegas.ro, de unde câștigați mai mult. Și dacă vine weekendul, sâmbătă, să spunem că vreți să faceți o depunere pe lasvegas.ro, pentru că chiar cred și știu că foarte, foarte mulți jucători au început să joace pe lasvegas.ro, atât pe partea de sport, cât și pe partea de casino. Nu uitați, dacă vă duceți pe promoții la sport, aveți bonus de suporter. Ce înseamnă bonus de suporter? Înseamnă că dacă în weekend faci o depunere pe lasvegas.ro între 20 de lei și 150 de lei, vei primi un bonus sport de 50% din valoarea primei depunere până la maxim 150 de lei. Atenție! Prima depunere efectuată pe durata promoției este luată în considerare pentru participare și bonusul trebuie activat înainte de efectuarea unei depunere. Dacă, după cum vedeți aici pe ecran, aveți termenii și condițiile acestei promoții, așadar bonus de suporter. Sâmbătă și duminică aveți 50% bonus de suporter la orice depunere de până la 300 de lei. Și știu că veți depune bani, pentru că e și normal. Și dacă vreți să jucați deci ceva pe sâmbătă interesant, vă dă dorul o cotă 2 pe care am jucat 450 de lei. Din nou am de data aceasta chiar două meciuri din Bundesliga. Haideți să vedem despre ce este vorba. Și avem un Hoffenheim cu Leipzig. Pe cuvântul meu de onoare, dacă înțeleg ce joacă Leipzig, fraților, în acest sezon, una caldă, una rece, o echipă care a luat 3 la Augsburg, a luat gol pe la Mainz, să nu uităm că a luat 3 la Gladbach, se duce acum la Hoffenheim după meciul din UEFA Champions League, eu zic că Hoffenheim va marca. Și apoi avem un Dortmund-Bochum. Băi, am zis așa când l-am văzut din prima, asta e meci de peste 2,5 goluri. Și apoi mi-am zis, bă, cum dracu să scoată Bochum măcar un egal la Dortmund? Nu cred. Și atunci joc 1 și peste 2,5 goluri. Logic. 1,61 ori 1,27 înseamnă cotă 2 cu 450 de lei, 918 lei posibilul câștig. Meciuri care încep la 16:30, la 18:15 poți să-ți dublezi investiția. Tot sâmbătă, bilet în cotă 3, ori 300 de lei, 930 de lei posibilul câștig. Am jucat doar pe campionatele de top. Haideți să vedem propunere. Barcelona cu Almeria. Deja am început Barça să joc mereu așa când Barça evoluează acasă. Mai ales în compania unor formații de tale a celor de la Almeria. 1 pauză, 1 final și peste 1,5 goluri. Atât ați trebuie, 1-0 în prima repriză pentru Barcelona. Și apoi se mai marchează în partea a doua. Dacă e 2-0 pentru Barcelona, e rezolvat. Apoi avem un Eupen cu Standard Liege între 26 goluri, 1-27. Avem un Hertha cu Bayern München, gol în ambele reprize. Cam micuță cota, 1-33, dar o folosesc. Și Salernitana marchează în poarta celor de la Cremonese, 1-23. Aceste patru cote frumușele dau un bilet în cotă 3 și 10, ori 300 de purceluși, 930 de lei. Pe ziua de sâmbătă ne ducem și într-un bilet în cotă 7,42 pentru oamenii care vor să joace, de exemplu, 150 de lei, cum am jucat eu pe acest bilet, pentru un posibil câștig de 1113 lei. Bilet format din 5 meciuri, haideți să-l și vedem. Mă duc înapoi puțin pe la Dortmund, cu Bochum. Dacă la cota 2 l-am jucat 11 peste 2,5 goluri, aici îl joc gol în ambele reprize, 1,42. Ho-ho, bună cota la Ajaccio cu Strasbourg, la peste 1,5 goluri, cota 1,45. Porto cu Paços Ferreira, 1 și peste 2,5 goluri, cota 1,51. Manchester City cu Fulham, 1 pauză, 1 final și peste 1,5 goluri, cota 1,50. Și Hoffenheim cu Leipzig, gol în ambele reprize la cotă 1,59. Avem cotă 7,42. Ori 1,50, dragi prieteni, 1113 lei. Bun, duminică.
Să știți că duminică oferta e strong. Tare de tot și apropo de asta, surpriză, duminică suntem din nou pe baricade, pe live, ora 19. Cum zicea Becali, tocană. Așa facem și noi. Dar pentru duminică o să începem cu cota 2. Apropo de Nea Gigi, că am și uitat. Cota 2 e legată de echipa lui Nea Gigi. Haideți să vedem biletul. Fiți atenți, voi juca duminică la cota 2. Simplu, elegant și fără prea multe griji pe cap. FCSB Rapid peste 2,5 goluri, cote 2,28 pe lazegas.ro. Credeți că Rapidul nu le bagă? Eu zic că da. Credeți că FCSB nu marchează? Eu zic că da. E clar meci de GG la 1,90 și ceva. Da, atunci poate mai pică una. Să zicem un peste 2,5 goluri, cote 2,28 și vreo 10 cartonașe galbene cel puțin. 2,28 ori 400 de lei, 912 lei. Vedeți, biletele mele sunt exclusiv făcute în funcție de ofertă. Dacă sâmbătă mi-a plăcut să joc cota 2 pe două meciuri, duminică o joc pe un singur meci. Depinde de ofertă mereu. Ok, tot duminică jucăm și în cota 3,29. Pe acest bilet a mai scăzut puțin miza, 250 de lei. Haideți să vedem despre ce este vorba. Newcastle joacă la Southampton. Nu pierd toate coțofenele. Am jucat X2 la 1,26. Manchester United joacă pe Villa Park contra celor de la Aston Villa. Nu pierde United. O victorie de aia chinuită, cred eu. 0-1-1-2. Dar nu m-a surprinde nici egalul. Bă, eu l-am jucat X2 și sub 4,5 goluri 1,51. Real Sociedad cu Valencia 1X și sub 4,5 goluri 1,36. Și Betis cu Sevilla, Betis marchează la 1,27. Trebuie să recunoașteți că arată bine de tot biletul în cotă 3,29 pe duminică. Așa cum am procedat și sâmbătă, am făcut un bilet în cotă 5+, duminică îl joc în cotă 6, ori 150 de lei, 900 de lei. Sunt 2, 4, 5 meciuri, haideți să vă prezint biletul. Avem așa, Leverkusen cu Union Berlin X2. O găselniță la marca Doru Crăciun, nu cred că Leverkusen o bate acasă pe Union Berlin X2 1,72. Antwerp marchează în poarta celor de la Anderlecht. Royal Union cu Westerlond Belgia 1x și peste 1,5 goluri 1,42. Hamburg cu Regensburg peste 2,5 goluri 1,56. Și Clermont Montpellier peste 1,5 goluri cotă 1,26. 5 meciuri, cotă 6, ori 150 de lei, 906 lei. O să mergem și către biletul special din acest weekend pe care l-am jucat în cotă de 12, dar până atunci vreau să vă mai prezint ceva de pe lazegas.ro. Eu vă arăt și în emisiune de multe ori, dar vreau să vă arăt și aici, pentru că mulți dintre voi ați descoperit programul de loialitate. Citiți, fraților, cu atenție ce înseamnă programul de loialitate. Pentru că puteți să acumulați niște puncte. Toți jucătorii încep de la nivelul bronz și pot promova până la nivelul diamond, VIP, în funcție de numărul de puncte acumulate. Bineînțeles, nivelul de jucător se actualizează la fiecare 30 de zile în funcție de punctajul obținut în ultimele 30 de zile. Intervalul de 30 de zile se calculează din momentul în care jucătorul generează primul punct. Aveți tot ce vă interesează în program de loialitate. Intrați în secțiunea promoții fraților și vedeți despre ce este vorba. De ce spun asta? Pentru că sunt oameni care rulează foarte, foarte, foarte mulți bani și cu siguranță vă interesează ce înseamnă acest program de loialitate. Toate detaliile sunt în secțiunea promoții pe lasvegas.ro, program de loialitate. Acum, biletul de weekend l-am jucat în cotă de 12, bun ar fi câștigul. 2743 de lei ar fi câștigul de pe biletul de weekend. Le tot vânez, fraților, le tot vânez astfel de cote. 12 de data aceasta. Sunt selecții luate de pe biletele de sâmbătă și duminică. Am jucat 200 de lei. Am zis Dortmund Bochum gol în ambele reprize, da? Barcelona cu Almeria 1 pauză, 1 final peste 1,5. Hertha cu Bayern München gol în ambele reprize. FCSB Rapid, aici am jucat peste 1,5 goluri. Newcastle nu pierde la Southampton,
Aston Villa cu Man United X2 și sub 4,5. Anvers marchează cu Clermont, Anvers marchează cu Anderlecht și Clermont marchează cu Montpellier. Peste 1,5 goluri în ultimul meci, așadar 2, 4, 6, 8 meciuri, cotă 12, ori 200 de lei, 2743, cu tot cu bonus ar fi câștigul. Ho! Bun ar fi! Și bineînțeles închidem episodul cu numărul 157 cu 400 de lei, aruncați pe ziua de luni, cotă 2, haideți să vedem biletul. Realul joacă la Vallecano, fraților, X2 și peste 1,5 goluri, 1,41. Posibil să bată Realul, dar să nu uităm de acel nenorocit 1-1 acasă cu Girona în ultim meci. Vallecano, să știți că nu e echipă slabă. Și apoi avem un CFR cu Craiova, peste 1,5 goluri. Deci îmi trebuie victorie, nu neapărat victorie Real, să nu piardă Real și minim 2 goluri. Și la CFR Craiova vreo 2 penalturi în prima repriză la Dan Petrescu, că trebuie să-și ia revanșa după meciul din Giulești. Și să sperăm că începem săptămâna cu dreptul. Cam astea ar fi, fraților, biletele, vi le-am prezentat. Baftă să avem. Nu uităm că ne vedem duminică la ora 19. Vă aștept întrebările aici pe YouTube. Apăsați butonul de like. Și până data viitoare să fiți sănătoși și să pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.